frumoasă, fata care ne-a făcut de atâtea ori să plângem de emoție și fericire, Cătălina Ponor, cea mai longevivă gimnastă din ultimele decenii, a împlinit ieri vârsta de 33 de ani și nu este singurul motiv de bucurie din viața sportivei, asta pentru că în urmă cu doar 2 săptămâni aceasta a anunțat că se va căsători cu iubitul ei, Bogdan Jeanu, care i-a oferit acestea un superb inel de logodnă. Așa cum citez, astăzi am avut cea mai tare surpriză din viața mea. Am spus da bărbatului cu care vreau să-mi petrec toată viața. Te iubesc, Bogdan Jeanu, a scris Cătălina Ponor pe pagina ei de Facebook, unde a și atașat o poză cu inelul, însă nici el nu s-a lăsat mai prejos ieri, când a postat și el un mesaj foarte romantic de ziua acesteia. Citez din nou: îți mulțumesc că mă iubești, că ai grijă de relația aceasta. Ești inima și sufletul acestei familii. La mulți ani, te iubesc. Haideți mai bine acum să vedem și ce spunea Cătălina Ponor despre o eventuală sarcină. Te gândești în viitor? Mulți se întreabă la o familie, la un copil. Da, bineînțeles. Bineînțeles că atunci când va fi momentul și când... nu știu, atunci când va fi momentul, voi avea și o familie, voi avea și copii. O femeie ca tine, cu atâtea realizări și atât de disciplinată, probabil are și anumite așteptări de la un partener. Da, bineînțeles, că acum știi cum e cu vârsta, sita cerne, știi? Adică, da, simți chestia asta că devii mai pretențioasă. Normal că sita cerne cel puțin pentru mine. Te-ai dorit copilul să-ți calce pe urme? Să fie sportiv, să fie gimnast? Eu cu siguranță am să mi-l duc la orice sport. Și în primul rând, bineînțeles că va crește într-o sală de gimnastică, că e normal. Ca să vadă ce a făcut și